mulțumim căzut proximității noastre de a participa la acest eveniment. Este vorba despre prezentarea spectacolului Vedere de pe pod, de Arthur Miller, montat de Teatrul Bordan Pecec Hârtău din Cahul, adaptat la realitățile sociale a Republicii Moldova. Un spectacol care abordează o problemă majoră socială pentru Republica Moldova, problema migrației populației. Arthur Miller abordează cei drept în piesa sa migrația italienilor în Statele Unite ale Americii în anii 50 ai secolului trecut. Noi însă am hotărât în acest proiect să arătăm problema migrației și efectele ei asupra societății noastre, era ansamblu, dar și efectele cetățean în parte, din Republica Moldova, asupra societății noastre. Deci, proiectul nostru, în baza căruia a fost contat acest spectacol, se numește Vedere de pe pod sau Problema migrației privită prin prisma artei teatrale și este implementat de Teatrul Bordan Pecec Hârtău din Cahul, cu suport financiar al ambasadei SUA în Republica Moldova, în parteneriat cu două organizații de peste hotare, care reprezintă interesele cetățenilor moldoveni din diasporă, din Germania și respectiv Franța, cei drept pe anumite regiuni din aceste țări. Este vorba de Asociația pentru Integrarea Migranților din Paris, condusă de Dorin Dușac, și Asociația Moldovenilor Plaie din Krefeld, Germania, condusă de doamna Nădejda Șerbescu. De asemenea, în calitate de partener în acest proiect, este și Asociația ECO la Cahul, pe care o reprezint eu. Scopul proiectului nostru este de a aborda, prin intermediul teatrului, problema migrației populației. Prin prezentarea și prin prezentarea inovativă a unei piese din dramaturgia americană, utilizând în acest sens noile tehnologii informaționale. Este foarte important să menționez că acest proiect este o premieră în sensul că transmite live pentru prima dată o piesă de teatru pentru toți doritorii și iubitorii de teatru din lume. În special, bineînțeles, ne orientăm pentru cei care sunt în diaspora, pentru cetățenii Republicii Moldova, care vrem să fie conectați la acest proiect și inclusiv la acest eveniment astăzi, la spectacol. Vrem să menționăm de asemenea că, în data după încheierea acestui spectacol, va urma o sesiune de discuții publice privind problema migrației. Și vreau să îndemn toți participanții din această sală, dar și mai ales cei din diaspora care ne privesc acum, să se conecteze la discuție și alături de noi să identifice soluții pentru viitoarele politici ale autorităților centrale în sensul soluționării problemei migrației sau cel puțin diminuării din efectele ei negative. Mulțumim finanțatorului pentru acest proiect, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova și, de asemenea, partenerilor noștri, care deja i-am menționat. Vă îndemnăm acum să privim cu toții spectacolul Vedere de pe pod, care durează cel mult o oră și 50 de minute, și apoi vă îndemn să rămâneți în sală, să participăm la discuții privind problema migrației. Pentru cei de diaspora, dar și cei care sunt la moment în Republica Moldova, dar sunt conectați online la acest eveniment, vă rog să priviți evenimentul nostru pe Facebook Live, să distribuiți colegilor, prietenilor, rudelor dumneavoastră link-ul pentru a se conecta la acest eveniment și, de asemenea, vă îndemn să participați la discuții accesând link-ul de conectare pe platforma Zoom, pe care îl găsiți pe pagina de Facebook al teatrului nostru. Vă mulțumesc încă o dată și să pornim vizionarea spectacolului.
N-aveți de unde să știți, dar tocmai s-a petrecut ceva în întreaga lume. Ați văzut cum au salutat? Cu câtă stingereală? Pentru că sunt avocat. Pentru că sunt avocat. În cartierul ăsta să întâlnești un avocat sau un preot de stradă, aduce ghinion. Suntem asociați cu nenorocirea și nu vor să se apropie prea mult. De multe ori mă gândesc că după saluturile lor suspicioase stau 3.000 de ani de neîncredere. Un avocat înseamnă legea. Un avocat înseamnă legea și în țările slab dezvoltate, adică în lumea a treia. Care sunt aceste țări? Ne abținem să le numim. Lista-i cam mare. Am tendința să observ rutina de lucruri. Poate pentru că m-am născut și eu în lumea a treia. Am venit aici abia la 25 de ani. Pe atunci, în regimul sovietic, cel mai mare lager democrat din lume, de unde oamenii fugind de această democrație au fost împușcați justificat de oameni injuști. Dar asta e America, nu RSS. Ăsta e cartierul care dă spre golf în partea de nord a portului Brooklyn. Ăsta e gâtlejul New Yorkului care înghite tonajul lumii. Și acum suntem destul de civilizați, destul de americani. Nu mai ținem un pistol în sertar ca altă dată. Și profesia mea e total neromantică. Pe mine m-au avertizat. Mi-au spus că lumea de aici n-are eleganță, n-are strălucire și până la urmă cu ce soi de oameni am de-a face. Hamal și nevestele lor, tați și bunici, accidente de muncă, evacuări, certuri în familie, probleme meschine ale săracilor, toți emigranți. Și totuși, odată la niște ani, e câte un caz mai altfel. Și acum e timpul marelor migrații. Iată și noul val de migranți. Cred că am să ajung cu tine la podea și ei o să urce în pat.
Când ai mai ajuns tu pe podea? Când a ars casa tatălui tău. N-am dormit la podele? Da. Păi a ars casa. Păi da, dar nu că a ars-o două săptămâni la rând, nu? Uite ce-i. Le spun să se ducă în altă parte. Dar de ce ești așa de sensibilă? Mă tem că dacă nu o să iasă totul bine, o să fii mânios pe mine. Dacă își ține toată lumea gura închisă, n-are ce să se întâmple. Știți? Mă gândeam când veneam de la lucru. Dacă tatăl meu n-ar fi venit în țara asta, făceam și eu foame ca ei acolo în 46, 47, poate că eram chiar și deportat prin Sibirie, prin gulaguri. Și s-a avut niște neamuri în America care să mă țin așa vreo două luni. Eram cel mai fericit om să găsesc un loc de închiriat, măcar sub un pod. Dar noi le oferim casa! Casa! Casa le oferim! Când? L-ai auzit? Ești un înger! O să vezi, o să vezi, o să fii binecuvântat pentru asta! Mă mulțumesc cu patul meu ca să pot dormi pe el. Când? Hai, du-te, du-te și așează masa! Haide, bine, bine! Ce? Dar mi-a spus de bine! Lasă-l să mănânce mai tâi și pe urmă îi spune. Bine! Ce se întâmplă? Despre ce vorbiți? Nu, nu, nu se întâmplă nimic. Unde a plecat? Nicăieri. Lasă că îți spun mai târziu. Dar cât e ceasul? 9 și un sfert. La 10 a zis Johnny Moldovan că le aduce. Da, cam așa. Să presupunem că întreabă cineva dacă stau aici. Adică numai dacă întreabă ce să... Mă vei. Văd că iar ne încurcăm. Lumea o să vadă că intră și iese de aici. Dar nu-mi pasă cine intră sau cine iese atâta timp cât tu nu vezi că intră sau iese. Și asta se referă și la tine, Beatrice. N-ai văzut nimic, nu știi nimic. Am înțeles. N-ai înțeles nimic. Deci? Nu-mi pasă cine intră în casă și vede cum stau la podea, ci... Principal, o să nu scoate o vorbă cine sunt și ce fac. Nu vă jucați cu guvernul statelor Unite ale Americii, cu biroul de imigrație. Au spioni peste tot și plătesc săptămânal pentru informație. Și nici nu știi cine poate să fie cel mai bun prieten. Da. Ca... Îl ține pe veni... Vini Bolzano? Bolzano, ia povestește, ia povestește. Doamne ferește! Erai mică. Mama ei era vecină cu familia asta. El avea vreo 16 ani. Nu, avea vreo 14 ani. 14. Familia avea un unghi pe care îl ținea în casă. Și el l-a turnat la imigrație. Puștiul l-a turnat? Da. Doamne, dar ce, era nebun? Nebuna a fost pe urmă! Da, a fost groaznic, groaznic. Era o familie numeroasă. Tatăl lor, bătrân și 5 copii. Ăștia de la biroul de emigrație au venit pe neprins de veste și l-au prins când era pe scară. L-au tras în jos de ei, a săltat capul ca o nucă de cocos. L-au scuipat în față tatăl lor și frații. Tot cartierul plângea. Și ce-a pățit mai departe? Nu știu că nu l-am mai văzut. Tu? Pe el? Cum să-l mai vezi? Unul care face așa ceva? Țin minte că mai degrabă recuperezi un milion de dolari care ți-au fost furați decât o vorbă spusă. Ok. N-am să spun nimănui nicio vorbă, jur! Poate te duci să pui ceva de mâncare. Dar pune ceva pe masă, trebuie să apară. N-am decât pește, o să-l fac pe grătar. Să plouă mâine. Edi. Spune că pe cheiuri. Dar ce se întâmplă când pleacă vaporul și ei nu sunt pe el? Capitanul nu zice...
zice nimic? Capitanul. Capitanul e un și el. Chiar și capitanul e corupt. Acum, capitanul nu trebuie să trăiască și el? Capitanul ia un pic. Un pic ăsta, un om de-a lui. Unul mai ia ăsta care le-a făcut actele. Johnny mai ia și el un pic. Ei, mână pe mână spală. Auzi, important să-și găsească de lucru aici. Asta e tot. Ăștia o să le găsească de lucru și zi și noapte până nu vor plăti datoria. Poate pe urmă se vor descurca și ei, ca și Cozeanu. Da, pe urmă o să le fie mai ușor. Asta o să fie prima casă din America în care o să intru. Îți imaginezi? A, Marco! Și ea zicea că sunt săraci. Apropo, Edi, el a spus că începem să lucrăm chiar de mâine, e adevărat? Da,
Atâta timp cât rezultezi datori, o să vă găsească de muncă și zi și noapte. Dar ce muncă ați făcut acolo? Da. De toate. Edi. Orice se găsească. Marco e zidar, iar eu îl ajut într-o toate. Mai construim o casă, mulțumesc. Mai reparăm un acoperiș, un pod. La recoltă lucrăm în câmp cu toate. Da, tot e rău acolo, da? Da, e rău. Da. E rău, n-avem de lucru. Adică de lucru este foarte mult, dar nu se plătește. Da. Corupție, birocrație, pressing, politic, mai pe scurt toată gama fericirii. Toată lumea așteaptă ziua evadării, adică așteaptă și românesc. Deci ce aveți de gând să faceți? Rămâneți aici în țară sau vă întoarceți înapoi? Întoarceți înapoi? Să mă întorc? Nu. Păi ești însurat tu? Da. Am 3 copii. 3? Da. Am crezut că nu ai unul. A, nu. Am 3. 4, 5, 6 ani. La alba pe sută curată ca un om. Eu așteptam să vină duminica din nou, ca tu, măicuță dragă, spinele să-ți destui și să mai stai acasă cu tine și cu noi. 3. Da, sărmăneri, pun pariu că plâng deja după tine. Dar ce pot să fac? Cel mai mare e foarte bun, mamă. Dacă o să stau acolo, nu o să am bani pentru medicamente. Sărăcie. Da, Doamne ferește. Auzi, dar cât vreți să stați aici? E, uite, cu permisiunea ta, pentru să stăm o săptămână. Nu te întreabă cât o să stați în casă, cât o să stați în țară. Da. 4, 5, 6 ani. Cât? 4, 5, 6 ani. Poate că o să faci bani mai mulți și o să poți să te întorci mai repede acasă. Nu știu. Sper. Am înțeles că nu e atât de bine nici aici. Oricum, o să vă descurcați. Da. Cam cât se câștigă aici, Edi? Dacă e nevoie, noi lucrăm și ziua și noaptea și fără zile libere. Adică 150-200 pe săptămână. Dolari? Dolari. Pe săptămână? Pe săptămână? Pe săptămână. Da, cât putem sta aici? Cât vreți, avem loc destul. Uite, soția mea, vreau soției mele să-i trimit măcar 50 de dolari. Păi de săptămâna viitoare pot să-i trimit ceva. Eduardo! Hai, lasă! Lasă ce din acu și parcă... Hai, lasă că duc ca și cum mă înjupoi! Nu te mă înjupoi! E? Da, cine? Da? Da? Când aude muzică, dansează. Ce se întâmplă cu cafeaua? E pe foc. Ești însurat? Eu? Nu. Ți-am spus că el nu e însurat. Nu am bani să mă însor. Dar tu vrei să rămâi aici? Da, eu vreau să devin cetățean american și să mă întorc, adică dacă o fi să mă întorc înapoi în țara mea, să mă întorc bogat, să-mi cumpăr o mașină, să-mi cumpăr... Mașină? Da! Cu mașină și cu o geacă de piele ești fraier la noi în Moldova. Adică visul tuturor moldovenilor. Da, vă aduc cafea. Ce faci cu o mașină la voi? Visează. Marco, știi doar că o să prestezi servicii de taxi. Adică taximetrist. Dacă n-ai nevastă, ai vise. O mașină e necesară la noi. Eu mai sunt și cântăreț, și tamada,
Și un pic de dansator și o leacă de actor. Da. Da. Ești cântăreț? Cum adică? Ești un cântăreț adevărat? Da. Într-o seară, anul trecut, Marco, s-a îmbolnăvit un cântăreț de la noi ăsta, Igor Cuciuc. Știți Igor Cuciuc? A, nu știu. Am cântat eu în locul lui toată noaptea. A, mai bine decât el de 100 de ori. Aruncau așa de la mese cu bancnote de 100 în mine. Dolari? A, nu. Ei, dolari. Lei de-a noștri. A fost minunat de tot. Am trăit pe seara aia, Marco, cam jumătate de an, da? E, hai mai tai din coadă. O lună. O lună? O lună. Ei. Cafea. Dar n-ai putut să mai cânti? Dar chiar nu puteai să continui să cânti? Am, dar s-a sănătoșit Igor Cuciuc. El e un cântăreț renumit la noi în Moldova. Dacă ai cântat prea tare, cântă american. Marco, am cântat tare bine. Nu. Dar de ce ai auzit? Eu și-am mâncat jazz. Da, eu cânt jazz, eu cânt popular, muzică ușoară, clasică, cânt de toate, manele chiar, de toate și pentru toți. Foarte frumos, dar ai putea să ne cânti ceva de-al vostru din Moldova? Liber! Da? Da. Dar eu nu mă-nsor vreodată până nu-mi găsesc o fată frumușică și să-mi placă. Când îi zice taci să tacă, când îi zice taci să tacă, sub balconul s-am cântat o serenadă ca pe vreme visătorii trubadori. Sus pe cer și-o prise luna să ne vadă cum cântam de dragul fericitii tale guri. Și acum o mai lea, a? Toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți, toată inima s-o simți. Ce seară minunată, hai spune-mi iubită odată, hai spune-mi că ești frumoasă și că vei fi mireasă și vom avea o fată. Hai, spune-mi, iubito, odată! Ta-da-dam-da-ram! Ta-da-dam-da-ram! Aici acum ceva clasic. O sole, o sole mio, s-a-nfrontate! Da? Nu vrei să fii arestat? Doamne, nu, 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 nu vrea, nu vrea. N-am avut niciun cântăreț în casă și acum toți odată. Da, o să tacă, să taci, Rudi. Marco, da. Au oameni peste tot. O să tacă, să taci. Bine, dar nu l-am cântat pe al nostru. Care? Al nostru? Care al nostru? Ăsta. Moldoveni, veniți acasă. Avem o țară frumoasă, avem o țară frumoasă, lume, o țară! Fotomodeluri de... Da, mai ales când sunt așa de tinere și frumoase și... Am să fie de la ora 5 începe funca și până la ora
Mariu! Mai repejor, mai repejor! Nu sunteți! În Republica Moldova, de unde eu am venit, aici suntem în America, cu toți. Aici se lucrează, se muncește, nu se face că se muncește. Mai repejor că avem de descărcat corăbii, avem de descărcat spații, avem de pot și de descărcat. Mai repede, mai repede. Acum, pe măsură ce săptămânile treceau, Eddie avea o problemă de care nu putea scăpa. Bine să stea acasă. Păi ce-i cu tine? E un băiat bun, ce vrei de la el? Ăsta-i băiat bun? Da. Îmi te tremurici. Hai, lasă, ești doar gelos. Gelos pe el? Da. Nu prea ai păreri bune despre mine, nu? Nu prea te înțeleg. E ce găsești rău la el? Hai, e ce probleme are? Păi ce-i spun că tu nu ai nicio problemă? Cum adică unul ca el să vină? Și să-i fie soț? Da, da, de ce nu? E un băiat bun, arătos, frumos, muncește pe vapoare. Cântă pe vapoare! Cântă? Adică ce vrei să spui? Ce-am spus? Cântă pe vapoare. Știi cum se spune? Pe perdol, pe pușă de hârtie. O blonda! Ești de târziu așa la intecul, cu gesturi, cu tot, cu... Doamne, e un puști, e un puști, nu știe să se poarte. Eu spun, Beatrice, ăsta nu e bun, ăsta nu-i băiat bun. Păi și? Păi și? Și eu ce am cu asta? Eu te înțeleg, te uiți la mine și tu nu pricepi nimic ce vreau eu, ce vrei tu. Beatrice! Stau și aștept să te trezești, dar totul e minunat pentru mine. Nu. Cum nu? Nu totul e minunat nu? Pentru mine, nu. Cum nu? Dar am alte grijă. Da! Da! Ce grijă ai? Vrei să ți le zic? Ce grijă ai? Edi, uite, aș vrea să știu când ai de gând să te ocupi și de nevastă ta. Nu mă simt în apele mele de când ți-au venit neamurile tale. De 3 luni nu te simți bine. Ei sunt aici numai de 2 săptămâni. Sunt 3 luni, Edi, 3 luni. E ce e cu tine? Nu vreau să vorbesc despre asta. Lasă-mă să mă liniștesc. Lasă-mă, te rog, în pace. Lasă-mă în pace. Fata are 18. Lasă-o în pace. E, Beatrice, a s-o ia într-o călătorie scurtă și fi urmă, pa! Foarte bine! E plimbarea ei. O să stai pe capul ei până o să încărunțească. Edi, vreau să termin cu toate astea. Acum, mă auzi? Hai în casă. Lasă-mă în pace, vreau să mă plimb. Du-te cu casă și vin și eu. Nu o să vină mai repede dacă stai afară. Du-te în casă și vin și eu. Nu-i frumos ce face Edi, nu-i frumos. Salutare! Ce-ți mai fac, neamurile? Se descurcă. Primesc tot timpul de muncă.
Da, se descurcă. Știi, facerea de bine. Hai. O știi tu. Ela mai în vârstă. E un taur. Am văzut cum ducea saj de cafea. Dacă îl aș fi lăsat singur, aș descărca toată nava. Da, e puternic tipul. Da. Și taică-su că a fost un gigant. E un sclav adevărat. Iar ăla blond... Mm? Are așa un simț al umorului. Da, are umor. Da, e amuzant. Amuzant. Da, îmblă pe cheie, cântă. Am lucrat săptămâna trecută cu el. Râdea toată lumea ca nebunii. Edi, facerea de bine, hai. Mai departe o știe. Du-te, mă, la bowling, mă! Du-te, mă, dacă te răzgândești, ne vedem mai încolo. Ne vedem, du-te! Salutare! Salutare! Salut, Edi! Doamne, ce film am văzut! Ce-am mai râs! Unde ai fost? La Paramount? Era cu tipii ăia doi... Stan și Bran? Da! Paramountul din Brooklyn? Da, ți-am zis, doar că nu mergem la cel din New York. E departe. Nu vreau să o văd ca tână din Times Square, înțelegi? Să nu mai escroci pe acolo. Edi, aș vrea odată să mă plimb pe Broadway. Să văd teatrele, opera de acolo. Știi? De când sunt mic am văzut poze cu luminile alea. Vreau să vorbesc cu ea un minut. Te duci în casă, Rudy? Edi, doar ne plimbăm pe străzi, atâta tot. Edi, știi ce-o șochează cel mai mult? Că nu sunt fântâni în Brooklyn. Fântâni? Da. Zice că la ei în fiecare orășel sunt fântâni. Și că la ei sunt struguri, mere, pere, câmpii, dealuri. Adică e frumos, dar e nebunit după New York. Edi, de ce n-am putea măcar o dată să ne plimbăm pe Broadway? Poți să vii și tu cu noi. Da. Vreau să-i spun ceva. Merg să mă plimb pe lângă râu înainte de somn. Bine. De ce nu vorbești cu el? Ți-e atât de recunoscător și tu abia dacă vorbești. Eu îți sunt recunoscător și tu nu vorbești cu mine? Eu nu vorbesc cu tine? Cum adică? Nu știu. Nu știu. Nu te mai văd. Fugi de mine. Păi, dacă el vrea să le vadă pe toate, ne ducem. Ce? Ești supărat pe mine? Nu. Dar înainte că veneam acasă, erai acolo. Nu știu. Te-ai făcut așa mare deodată, nu mai știu cum să vorbesc cu tine. De ce? Nu știu, parcă am impresia că nu mă mai asculți. Uf, Edi, sigur că te mai ascult. Ce? Nu-ți place de el? Ce-ți place de el? Da. Ce-ți place de el? Da, îmi place. Dar tu ce ai cu el? Te rog să-mi spui. Ți-e atât de recunoscător și tu? Nu mi-e recunoscător. Ba da, ești ca o tată pentru el, Edi. Tu nu o să te măriți cu el? O să te măriți cu el? Nu știu. Numai ne-am plimbat atâta tot. Dar tu, te rog să-mi zici ce ai cu el. Te rog. Îmi zici? Nu te respectă. De ce zici asta? Cat. Să nu fi fost tu orfană. Nu venea la taică tu să te ceară în permisiune să iasă cu tine? Edi, dar nu
știe că mă deranjează, dar pe dânsul nu deranjează, că pe mine mă deranjează, înțelegi? Nu, nu, Edi, mă respectă și pe tine la fel. Uite, când traversăm strada, mă ia de braț. Aproape că-mi face plecăciune. Face plecăciune la pașaportul lui! Pașaportul lui? Exact. Dacă se căsătorește cu tine, are dreptul să fie cetățean american. Asta caută, asta înțelegi? Înțelegi ce-ți spun eu? Nu cred. Nu crezi? Gat! O să te fac într-o bună zi să plângi. Tu crezi că e un muncitor bun? Ce-a făcut cu primii bani care i-a primit? S-a cumpărat o ceacă, discuri, pantofi cu vârf ascuțit? Și copiii lui frate sunt mor de foame acolo? Ăștia caută unei mai bine, unei... Asta caută, asta caută! Edi, n-a spus nimic de acte sau ceva de genul ăsta! Dar tu vrei să-ți mai și zică! Nici măcar nu cred că te gândește la asta! Dar la ce se pot gândi unii ca ăștia? Ăștia sunt din cei care dau la prăjitura și fug. Mă iubește! Nu iubește! Nu-i spune prostologie asta, te iubește, asta e cea mai veche farsă din țara asta! Când îl vezi ultima dată, îl vezi la divorț. Nu te cred! Nu te cred! Nu te cred ce vreau să termin! Ce? Bagă-i mințele în cap! Când ai să o lași în pace? Bagă-i mințele în cap! Ai să o lași în pace, ori... ori ai să mă nebunești de cap! Cât... De ce ai de gând să faci mai departe? Nu știu, nu știu ce trebuie să fac! Nu îmi spune că nu știi! Nu mai ești copil! Vrei să te măriți sau nu vrei? De ce te tem? De el mă tem, pentru că e împotrivă. Uite, vreau să-ți spun ceva. Mă asculți? A fost vreun băiat pentru tine, care i-a plăcut și lui. N-a fost, nu? Zice că Rudy umblă numai după pașaport. Ar zice orice. Dacă ar veni un prinț acum după tine, ar face la fel. Știi asta, nu? Da. Înseamnă că tu trebuie să fii mai mult. Tu încă te mai crezi o fetiță, dar nimeni nu poate să aleagă în locul tău, înțelegi? Ar trebui să-l faci să înțeleagă că nu mai are dreptul să-ți dea ordine. Da? Da. Dar cum să fac asta? Cum? Crede că sunt copil! Pentru că tu crezi că ești un copil. Încă mai umbli prin fața lui îmbrăcată din greșeală. Știu, dar n-ai voie să o faci. Sau stai pe marginea căzii și vorbești cu el în timp ce el se bărbierește și e în chiloți. Dar asta când am făcut-o? Chiar azi dimineață. Te-am văzut. Ah, păi voiam să-i spun ceva și nu am reușit să... Știu, dar nu mai ai voie să o faci. Dacă tu te crezi o fetiță și el te tratează ca pe un copil. Când vine acasă, alergi în calea lui și îi sari în brațe de parcă ai avea 12 ani. Păi, dacă sunt fericită că este acasă și că suntem... Auzi, nu te învăț eu ce trebuie să faci, dar am încercat în ultimul an să-ți vorbesc de multe ori, dar de aia eram fericită că vrei să fii departe, că vrei să muncești, că vei fi independentă. E minunat pentru toată familia să se iubească. Dar ești deja o domnișoară în toată firea și locuiești în casă cu un bărbat matur. Așa că ar trebui să te comporți altfel de acum încolo. Bine, am să țin minte. Pentru că nu depinde numai de el, înțelegi? I-am spus și lui asta. Ce? Că ar trebui să te lase să pleci. Dar dacă îi spun numai eu, crede că-s geloasă sau că... A zis că ești geloasă? Nu.
Nu, dar poate că asta crede. Tu crezi că sunt geloasă? Nu, nici nu m-am gândit la asta. Nu sunt geloasă. Nu sunt geloasă, dar trebuie să-l faci să înțeleagă că ești deja fată mare și că ai întâlnit un băiat drăguț și că trebuie să pleci în curând de la noi, înțelegi? Bine. Bine, voi încerca. Trebuie. Bine, înțelegi? Trebuie că... și cunoștea familia. Mi-aduc aminte cum a intrat pe ușă. Avea ochii ca niște tuneluri. Prima dată m-am gândit că a comis vreo crimă. Nu înțeleg ce pot să fac pentru tine. E o chestiune de lege? Asta am vrut să te întreb. Pentru că nu e nimic ilegal dacă o fată se îndrăgostește de un imigrant. Da? Dar dacă o face numai ca să-și ia pașaportul? În primul rând, n-ai de unde să știi. Eu văd în ochi, domnule Azieri, râde de ea și râde de mine. Vede, sunt avocat. Nu pot să mă ocup decât de ceea ce se poate dovedi. Poți să dovedești? Domnule Azieri, poți să mă asculți un minut? Da. Poți să mă asculți? Tata spunea că ești un om deștept. Sunt doar un avocat. Te rog să mă asculți. Da. Vorbesc despre lege acum. Un om care vine ilegal în țara asta n-ar trebui să-și păstreze toți bănișorii la ciorap, fiindcă nu se știe ce se întâmplă mâine, nu? Da, da, corect. Și... Dar iar cheltuie. Cumpără geci, cumpără discuri, pantofi, Și ce e cu asta? Vede. Domnule Alfieri, ceva nu e în regulă cu el. Nu ceva, ceva nu e în regulă. Cum adică? Eu nu te înțeleg. Vreodată? Da? L-ai văzut vreodată? Nu, după câte semni de nu, și? Cântă pe vapoare! Oh, cântă. Cântă! Da. Știi cum se spune? Cum? Paterdol sau blonda? Blonda? Blonda, da. Râde lumea de el pe cheiuri, dar mi-e rușine, domnule Alfieri, mi-e rușine. Dar nu pe asta că râde de el, dar știu că îmi este rude. Și nu o să-mi spună nimeni în față, fiindcă dacă fac bancurile astea o să dea ochii cu mine, știi, dar... Ede, am și eu copii, te înțeleg. Dar legea aici e foarte clară, foarte clară. Legea nu permite nimic aici. Gândesc că pune mâinile alea murdare pe ea, mă. Legea? Da.
Și cum, nu poți să faci nimic? Nimic, absolut nimic. Chiar nimic? E o singură problemă legală aici. Care? Felul cum ai intrat în țară. Dar nu cred că vrei să faci ceva în privința asta, nu? Adică? Eddie, vreau să mă asculți. Știi, Dumnezeu uneori îi pune la încercare pe oameni. Toți iubim pe cineva. Nevasta, copiii, fiecare are pe cineva pe care îi iubește, înțelegi? Dar uneori e prea mult. E prea mult și se duce unde nu trebuie. Un om muncește din greu, crește un copil, uneori e o nepoată, uneori chiar o fiică. Și nu-și dă seama, dar de-a lungul anilor e prea multă dragoste pentru fiică. E prea multă dragoste pentru nepoată, înțelegi ce spun? Vrei să zici că să nu-mi pese de ea? Da, da. Dar trebuie asta trebuie să se termine, Edi. Copilul trebuie să crească și să plece. Și omul trebuie să învețe să uite. Fiindcă cum s-ar putea termina altfel? Las-o să plece. Ăsta-i sfatul meu. Ți-ai făcut treaba. Acum e viața ei. Urează noroc și las-o să plece. O să faci asta. Pentru că nu-i nicio lege, Edi. Legii nu-i pasă de așa ceva. Ce o să faci? Ce pot să fac? Sunt un fraier. Ce poate să facă un fraier? Am muncit ca un câine 20 de ani ca să aibă un bolan ca ăsta! Dar o femeie în toată firea cu medii! Când mă gândesc că pune mâinile alea pe care pe ea, îmi vine să mă mănâncă pumnii. Dar eu te rog, toată firea ți-a mai spus. Ceva nu e în regulă cu el, domnule. Vrea să se mărite, Edi, doar nu o să se mărite cu tine, nu? Cum dracu să se mărite cu mine? Ce tot vorbești? Ți-am dat sfatul meu. Asta-i tot. Mulțumesc din suflet. La revedere. Ne mai vedem. Ne mai vedem. Sunt momente când vrei să tragi un semnal de alarmă, dar nu s-a întâmplat nimic. Aș fi putut să termin toată povestea asta în după amiaza aia, dar nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. Familie. Și de aceea eram nevoit să lucrăm doar atunci când cineva din vreo familie se îmbolnăvea. Chiar? Da. Uite, știți ce nu înțeleg eu?
O țară, gură de rai, pământ mănos, vii, dealuri, livezi, roditoare, oameni harnici, gospodari și voi trăiți sărac. Da, se duce lumea în orice țară, își iau omul lumea în cap și pleacă în Portugalia, Turcia, Olanda, Austria, Germania, America. Da, știi? E și tragic, e și comic. Asta e. Toate hambarele spline cu cereale, cu lepoate, da. Și dealurile noastre spline cu roșii, iar deștepții noștri le cumpără din Olanda și Turcia. Da, trist. Trist de tot. Auzi? Soția ta a primit bani? Da. A cumpărat medicamente pentru băiat. Da. Te simți mai bine acum, nu? Da. Dar mă simt singur fără ei. Sper să nu faci și tu ca unii. Sunt aici de 20 de ani și nu câștigă destul cât să se întoarcă acasă. A, nu, nu. Știu multe familii la noi care nu și-au văzut tații și mamele. Dar eu o să mă întorc acasă, în curând. Nu știu, peste 4, 5, 6 ani, dar o să mă întorc. Auzi? Să-ți iei bani și aici. Poate că soția ta, știi, crede că banii se fac aici așa, ușor. Și nu pune nimic deoparte. A, nu, nu, nu. Ea pune deoparte. Tot ce-i trimit, pune deoparte. E o femeie foarte strângătoare. Da, are o femeie foarte deșteaptă. Da? Un pariu! Că sunt multe surprize când se întorc bărbații acasă, a? Surprize? Adică știi tu, încep să-și numere, copiii și mai găsesc vreo doi în plus, a? A, nu, 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 e. La noi femeile așteaptă. Da. Ei, dar de, sunt și unele excepții. Da. E mai strict în orășelul nostru, nu e așa de liber ca aici la voi. Auzi? Nici aici nu e așa de liber cum s-o poți tu. Mă înțelegi ce spun, Marc? Da. Adică, dacă o fată nu poartă batic, înseamnă că e ușuratică? Fetele nu trebuie să fie îmbrăcate în negru ca să fie stricte, înțelegi ce zic? Da, dar eu am respect. Știu. Dar în orașul tău nu iei o fată așa fără permisiune, nu? Edi, n-a luat-o după el. De cum, știu. Auzi? Da. Am mai văzut eu din ăștia care își fac unele păreri greșite. Dar aici nu la fel. Adică o fi mai libertar. Totul e strict, înțelegi, Marco? Da, să vii mai devreme de acum înainte. Dar eu am respect, am făcut ceva greșit. Ce? Cât? Cât? Da. Ai zis că s-a terminat filmul târziu. Spune-i, dragă, și lui. Da, s-a terminat filmul târziu. Cred, eu am spus numai că el crede că ea, înainte de a fi venit el, stătea tot timpul așa pe străzi până după miezul nopții. Să vii mai devreme de acum înainte. Ok, Marco, dar nu pot să stau mereu cu ea în casă. Auzi, flăcăule, eu nu sunt tatăl ei, dar sunt unchiul ei. Atunci fii unchi, Eddie. Nu bea des. Dacă a greșit, trebuie să spun. De ce a greșit? Păi el crede că ea a stat tot timpul ăsta așa pară. Târziu, după miezul nopții. Să vii mai devreme. Pune niște muzică, cât. Edi, chiar mă nebunești. Vrei să dansăm? Nu, sunt obosit, lasă. Ce am numai până? E minunat să vezi și alte țări, nu? Da! Bine, domnule.
e muncă grea. Dar aveți bucătăria acolo și toate necesare. Sigur, încă foarte puțin. În special când vine Rubi. Toată lumea se îngrașă. Gătește? Da, sigur. Ouă prăjite, ouă fierte, cartofi prăjiți, cartofi ferți. Bravo! Bravo, e cântăreț, e și bucătar. Bravo, bravo! Da, o să-și găsească mereu de muncă, Edi. Păi eu ce zic, e minunat, nu? Da, Edi, bucătarii șefi fac bani buni în toate hotelurile. Bucătarii sunt bărbați, așa că ai citit despre ei în ziare. Păi eu ce-am zis, nu? Asta am zis și eu. Da. Edi. Marco! Da. Ce zici? Mergem sâmbătă viitoare la un meci de box? Da! De ce nu? Fac cinste? Da. Mergi și tu, Romeo? Sigur, mi-ar plăcea. Umăr eu bilete. Mi-ar plăcea, da, plăcere. Foarte bine! Atunci eu am să fac cafea. Da? Dar fă-o tare! Bine! Ai boxat vreodată, da? A, nu, nu, niciodată. Cred că tu ai boxat, nu? A, eu nu nici atât. Vino, Romeo, încoace să te învăț eu câteva niște. Dar de ce trebuie să înveți așa ceva? Nu se știe că într-o bună zi te calcă cineva de coadă și... Vino, Romeo, încoace. Dai, nu... Hai, vino, încoace. Hai, vino, hai, vino. Da, dar eu... Lasă că e un boxer bun și are să te învețe. Ha. Imaginează-ți că aici e un ring, uite de... Ce? Așa? Chiar așa, da? Poftim? Vreau? Așa? Da? Și mișcare. Mișcare? Mișcare, mișcare. Așa e bine, Marco? E din ce fie? E bine! Bă, e bun! Păi, e bun! E bun, dar lasă-l să te lovească și el! Ia! Dar nu vreau să te lovesc! Hai, hai, hai! Nu vreau! Rubi! Da, Rubi! Hai! Ce-a? Acolo! Da, da, da! Poftia! Poftia! Acum fii atent! Mișcare! Mișcare? Mișcare, mișcare, mișcare! Fii atent, dar acum lovesc eu! Ok, bine! Aaaa! Edi, ce faci? Ce am făcut? Ce te-am rănit, puștule? Nu, totul e bine, doar că a fost puțin surprins. E bun, am să-l înveți, Marco, am să-l înveți. O să ridici scaunul ăsta. Edi, hai, gata, e târziu, să mergem la culcare. Lasă că l-ai învățat, ai văzut? Ai văzut cât de bine? Acesta chiar te-a luat un pic și tu pe el. Da. Mai bine e, hai să dansăm, cred. Da, hai să dansăm. Mai bine e să dansăm, chiar. Da. Pe 23 decembrie, o cutie cu whisky a alunecat dintr-o plasă când era descărcată. Cum ni se întâmplă cutiilor cu whisky pe 23 decembrie? Nu ningea, dar era frig. Nevastă s-a ieșit la cumpărături. Marco era încă la muncă. Către mi-a spus mai târziu că era prima dată când rămâneau singuri în casă.
Când? Când ne căsătorim. Glumești. Nu, vorbesc serios. De unde ți-a venit așa o idee, da? De unde? Păi, ai zis de atâtea orice frumos e acolo. Câmpii, dealuri, fântâni, câmpii. Glumești, Victor. Vorbesc foarte serios, Rudy. Că? Dacă te duc în țara mea, fără bani, fără nicio afacere, fără nimic, o să cheme poliția, preotul și doctorii și o să zică că Rudy a nebunit. Știu, știu, dar poate vom fi mai fericiți acolo. Mai fericiți? Da! La noi, în Moldova, mai fericiți? Da! În Moldova? Da! Ce o să mănânci, fericitul? Nu poți să gătești dealurile și câmpiile Moldovei. Ai putea să cânti la evenimente? Da, la noi toată țara e plină de cântăreți. Doamne. La noi toți cântă, chiar și politicienii cântă. Bine, atunci aș putea să muncesc eu. Unde? Doamne, trebuie să fie pe undeva de lucru la voi. Da. De lucru este. Dar nu se plătește. Da. Iată, de exemplu, ce salariu aveți voi? 2-3.000 de dolari pe lună, așa? Da. Și asta la negru? Da. Da? Da. Iar noi? 200-300 dolari pe lună. Și asta oficial. Dar de muncă e! Oho! Cred, cum crezi că aș putea să te duc dintr-o țară bogată într-o țară săracă? Peste 2 ani o să ai o față bătrână de tot. Înțelegi? Mă tem de Eddie. Nu o să trăim aici. Ascultă-mă! Dacă devin cetățeanul lui Cop, aș putea avea joburi mai bine plătite și aș putea să-mi găsesc un lucru mai bun. Crede-mă că am avea și căsuța noastră. Ascultă, dacă nu mi-ar fi teamă să fiu mereu arestat, aș putea să construiesc lucruri minunate și aici. Răspunde-mi, te rog, la o întrebare. Bine. Ai mai vrea să ne căsătorim dacă ar trebui să mergem în țara ta? E întrebarea ta sau a lui Eddie? Vreau să știu, da sau nu? Cum, să mergem în Moldova fără nimic? Da. Nu. Nu. N-ai face. N-aș face, cred. N-ai face. Nu. N-aș face-o niciodată. Nu vreau să mă căsătoresc cu tine ca apoi să trăim în Moldova. Da, vreau să fiu cetățean american. Da, spune-i, te rog, și lui Eddie asta și mai spune-i, te rog, frumos, dar spune-i că tu nu ești un cadou sau o favoare pentru un imigrant sărman. Te rog să nu te enervezi, te rog. Da, că crezi că sunt atât de disperat? Da, Marco, frate meu, e disperat, eu însă nu. Ce așa de frumos aici la voi? Ce crezi că noi nu avem clădiri înalte? Avem. Nu avem străzi pavate, electricitate, mașini, tractoare. Avem de toate. Dar de lucru nu avem. Adică de lucru este. Puțin se plătește. Vreau să fiu cetățean american și să primesc bani pentru munca mea. Asta e singura minune aici la voi. Munca. Munca bine răsplătită. Cum poți să vorbești așa despre mine, că? N-am vrut să te jignesc. Da, dar ai spus. De ce ți-e frică de Eddie, că? Nu știu. Ai încredere în mine, bine, că? Ai încredere. Am. Numai că știi? El a fost cel mai bun om cu mine. Mă supraveghează tot timpul. Știi? Mi-ar fi rușine să-l întristez pentru că am
Am visat că atunci când am să mă mări, el o să fie fericit la nuntă și că o să râdă. Și acum, uite, e rău și nervos. Spune, spune că ai trăit în Moldova, doar spune și poate că o să aibă puțină încredere în tine, te rog. Te iubesc. Și eu te iubesc, atunci de ce ți-e frică de el? Mi-e frică pentru că am fost aici toată viața. Crezi că e atât de ușor să-i spui unui om că nu mai înseamnă nimic pentru tine? Știu! Nu știi! Da. Nimeni nu știe, Rudi! Nu mai sunt copil! Știu mai multe decât cred oamenii că știu! Beatrice îmi zice să fiu femeie. Dar de ce ea nu vrea să fie femeie? Uite, dacă aș fi nevastă, l-aș face pe bărbat în fericit. Da. Și să fiu o străină? Pentru ce să fac asta? Că te nu ți-am cerut niciodată să-l urăști. Ascultă-mă, știi? Dacă ea e în mânuțe, o păsărică mică, mică de tot, apoi ea crește, prinde la aripi și vrea să zboare, să zboare, dar eu nu pot lăsa, pentru că o iubesc foarte mult. Am oare eu acest drept? Ia-mă în brațe. Hai. Învață-mă! Nu știu nimic, Rudi. Învață-mă! Bine, dar să nu mai plângi. Bine? Ți-ai luat lucrurile și o ștergi de aici. Tu unde te duci? Cred că trebuie să plec de aici, Edi. Tu nu te duci nicăieri. Pleacă el singur. Edi, nu mai pot să stau aici. Nu știi că nu mai pot să stau aici? Știi, te rog. O să fiu prin cartier, o să ne mai vedem. Te rog, urează-mi, mă rog. Tu nu pleci nicăieri. Pleacă el! Singur pleacă! Edi, nu mai vreau să fiu copil! Gata, destul, să știi că nu-ți permit! Vrei ceva, mă? Da! Ce? Vreau să fie nevasta mea, asta vreau, ai înțeles? Și tu cine vei fi, mă? Îți arăt eu cine voi fi! Arată! Arată! Nu, Edi, lasă-mă,
suportat, dar am milă de tine. Îți dau timp până mâine. Și să nu mai pui mâinile pe ele, că nu vrei să ieși cu picioarele înainte! Eu plec cu el. Tu nu pleci nicăieri. Eu plec cu el. Tu nu pleci nicăieri. Nu pare foarte rău. Dar? Eu plec cu tu el. Tu nu pleci nicăieri. Pe 26 decembrie l-am văzut iar. De obicei, mă duc acasă cu mult înainte de 6. Dar în acea zi, am rămas la birou și m-am uitat pe geam. Când l-am văzut că intră pe ușă, am înțeles de ce am așteptat. Mai mult m-am uitat în ochii lui decât am ascultat. De fapt, abia dacă îmi amintesc conversația. Dar nu o să uit niciodată cât de întunecat a devenit camera când s-a uitat la mine. Avea ochii ca niște tuneluri. Am tot vrut să sun la poliție, dar nu s-a întâmplat nimic. Nimic nu s-a întâmplat cu adevărat. Deci, altfel spus, nu vrea să plece. Nevastă mi-a zice că ei amândoi ar trebui să închirie de o cameră deasupra. E o bătrânică acolo, are o cameră de birou. Și Marco ce zice? Marco nu vorbește. Și soția ta ce spune? Nimeni nu vorbește în casa asta, nimeni! Să înțeleg că nu i-a spus de ce. Domnul Alfieri, eu îți spun, ceva nu e în regulă cu el, Doamne, Doamne, Maica se învârte în mormânt acolo, spune-mi ce să fac, spune-mi. Dar n-ai să zic nimic despre el. Se vede că n-a fost destul de puternic să iasă din strânsoarea ta, nu? Strânsoare? Și un șugolan, un șoricel, dacă îl prinde, îl ții în mână, se zbate, se luptă, el nu s-a zbătut, spune-mi ce să fac. Ce să fac? De ce ai făcut-o, Edi? Ca să știe! Ca să știe cu cine are de-a face. Ceva nu e regulă cu el, domnule. A zis el că ea vrea să o ia de soție? A zis! Ce să fac? Spune-mi ce să fac? Ăsta e ultimul meu cuvânt. Îl accepti sau nu, treaba ta. Moral și legal, n-ai niciun drept. Nu poți să-i oprești. Fata e liberă. Nu e nicio lege? Fata e liberă, să știi. Gata. Legea e lege. Lege? Atunci lege să fie! Eu, de migrații, am să raportez ceva. Emigranți străini, 2 strada Brooklyn, 41. Emigranți străini, strada Brooklyn, 41. Emigranți străini, strada Brooklyn, 41. Salutare! Mergi în seara asta la bol? Nu, mă duc să mă cum. Bine, dacă te răzgândești, ne vedem la bowling. Salutare. Știi, facerea de bine... Bine. Facerea de bine, mai departe o știi. Salutare. Ne vedem la bowling. Unde e toată lumea? Te-am întrebat unde e toată lumea. Am hotărât să-i mut. Sus, la doamna Dondero. S-a mutat deja? Da. Și cât s-a mutat și ea? Cât e tot acolo sus? Te duce fețe de pernă. Nu se mută cu ei! Auzi? M-am săturat, m-am săturat, m-auzi? Bine, 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 liniștește-te, liniștește. Nu vreau să aud nimic, liniște. Nimic. Să aud nimic? Cine i-a dus aici în casă? Cine? Eu. Mai bine muream decât i-a duceam. Nu muri? Aveți aminte cine i-a dus aici în casă?
cap, ce mai vrei? Reaures. E casa mea, nu a lor! Și e nepoata mea! I-am... Sunt responsabil pentru ea! Da? De aia i-ai făcut ce i-ai făcut? Cine? Știi foarte bine. Ai venit furios acasă. Ai făcut scandal. L-ai lovit pe Rudy. Acum ea nu poate să doarmă. Plânge toată ziua. Asta nu ești tu responsabil? Beatrice, ăla nu-i bun. Înțelegi? Tu e om bun, mă înțelegi? Și? De 2 ani de cât sunt! Mă simt așa în casa asta, parcă ar... Nu știu ce să mă mai lovească, parcă ar fi un poligon aici și eu sunt ținta! Ok, ok. Nu-mi spune ok, nu-mi spune ok, ok. O femeie trebuie să-și respecte bărbatul. Dacă am zis că ăla nu e bun, înseamnă că nu e bun! De unde știu? Pentru că știu! Și să nu-mi spui că nu vreau să se mărite. Am ucit în greu, i-am plătit lecțiile de balet. Crezi că făceam asta dacă nu vroiam să se mărite? Nu știu, Beatrice, vorbești cu mine de parcă aș fi nepot sau nu știu cum. Dar ea îl place. Trebuie să știe ea ce îmi place, ea e un copil, Beatrice. Păi tu ai ținut-o așa ca pe un copil. Tu n-ai lăsat-o să iasă nicăieri. Ți-am spus de 100 de ori. Bine? Atunci las-o să iasă. Acum nu mai vrea. Se căsătorește săptămâna viitoare. De ce săptămâna viitoare? Care-i graba? E îngrijorată să nu fie ridicat. Dar așa, o să fie cetățean american. Îl iubește, Eddie, îl iubește. De ce nu te duci să vorbești cu ea? Să-i spui o vorbă bună. Pentru că încă mai cred, vrea să-ți fie prieten. Ascultă-mă. Adică ar trebui să te duci și să-i spui că vii la nunta ei. Te-a rugat ea? Nu. Dar știu că și-ar dori foarte mult. Aș vrea să-i fac o petrecere. Da. Să se simtă bine. O să aibă destule necazuri. Măcar să se simtă bine acum la început. Eddie. Dar ce faci? Ce faci? Plângi? Eddie, de ce nu te duci să vorbești cu ea, să te împaci? Te-am zis! Bine. Hai, te rog să te împaci cu ea. Dă mâna și împacă-te. Eddie! Vreau nu... să mă plimb. Nu, te rog, nu pleca. Te rog, nu pleca, stai aici. Eddie, cât. Stai pe loc. Te rog să vorbești cu ea. Hai, te rog, dă mâna cu el și împăcați-vă. O să avem o petrecere. Ce o să facem? O să ne urâm? Te rog. Hai. Am să mă mărit, Eddie. Ce-ai spus? Am să mă mărit. Așa că dacă vrei să vii, nunta o să fie sâmbătă. Ok. Cât tocmai îi spuneam lui Beatrice că dacă vrei să pleci, știu că te-am ținut prea mult în casa asta. Dar acum ai un lucru. Poate mai ești în lume, mai cunoști altcineva. Eu știu că el e primul bărbat pe care l-ai cunoscut. Dar poate să înțelegi că nu el ți-a fost alesul. Nu, Eddie.
Am făcut-o deja. Exact. De ce atât de grav? Iedi, m-am hotărât. Cred. Dar dacă va fi ridicat și va fi deportat? Iedi, nu înțelegi? Nu mai vreau pe altul. Dacă va fi deportat, vom face nunta mai repede și va fi cetățean american. M-am hotărât, Iedi. Îmi pare foarte rău. Pot să mai iau două fete de fier pentru ceilalți doi? Da, dar să nu uite ea de unde le are. Care alții doi? Mai sunt și alții? Da, da, au venit încă doi acum. E nepotul lui, pare cu încă cineva. Cât? Tu ține minte deloc că e cazat acolo sus cu alea două clandestine? Ei și? Cum ei și? Dacă au fost urmăriți, o să vină aici, o să dea de macro, de rugbi. Scoate-ne din casă. Scoate-ți din casă! Sunt de atâta timp acolo. Scoate-ți din casă. E bine, poate mâine... Ce neamuri alea la cine vrea să fie înjunghiat așa pe din spate. Scoate-ți din casă. Castelul ăsta e plin de locuri goale. Nu poți să stai la o distanță de o stradă de el, nu? Bine, mâine dimineață, mâine dimineață am să... Nu mâine, acum! Acum, dar acum unde... Tu! Edi, ce-ți cu mine? Tu ce crezi că eu îți doresc mai rău? Nu te gândești că îți doresc și binele? Ți-am cerut eu vreodată ceva? Scoate-ți din casă. Unde să-i scoți? Scoate-ți din casă! Ea-i aruncat! Unde să-i scoți? Tatie! Aveți la face de casă. Cine e acolo? Ce te uiți la mine? Scoteți-i din casă! Imediat! Avem informația că două persoane se află ilegal la dumneavoastră. Vrem să facem doar o verificare de acte. Dar nu avem pe nimeni aici. Poate ai alt apartament? Nu, că sunt sus încă două camere. Merg eu pe scara de incendiu, tu pe frată, fii atentă, să nu ne scap. Aici e Brooklyn 41, nu? Exact. De ce ai făcut, Eddie? Ce-am făcut? M-a pus de ceva? Doamne Dumnezeu, ce ai făcut, Eddie? Gata, le-am găsit. Mergem. Mergem în cedișor, mergem. Domnilor, dar n-a făcut nimănui niciun rău, sunt chiriași la etaj, nu creadă ca hamani. Vrem frumos la o parte, domnișoară, doar o simplă verificare de arme. Da, dar n-a făcut nimănui niciun rău, domnule. Îi aducem într-o oră noi. O verificare simplă a actelor și atât. Domnul s-a născut în Filadelfia. Da? Da. Domnule care v-ați născut în Filadelfia, unde v-ați născut în Filadelfia? Unde, domnule, dumneavoastră, puteți să spuneți unde, cum, când? Sigur că. La maternitate. Merge. Nu se poate. Doamne, nu se poate, doamne. N-aveți dreptul, doamne, înțelegeți? Uite ce e fată. Dacă sunt regulă, o să iasă până mâine. Dacă sunt ilegali, o să se întoarcă de unde au venit. Puteți lua și un avocat, deși vă zic de pe acum că-i cheltuială degeaba. Nu se poate. Să mergem. N-am experiență, n-am nimic rău. Muncesc aici doar atât. Nu sunt clandestin. Ala! Ala! Ia-te-mi acum mâncarea de la pura copiilor! Liniștiți-vă! Șobolanule! Liniștiți-vă! Lasă! Mă la pus! Marco! N-am să ți-o iert niciodată. Să-mi faci mie una ca asta eu care te-am ținut în
casa mea ca pe un frate 6 luni de zile. Ți-am dat așternutul meu, păturile mele. Marco, o să vii să ceri scuze, Marco, că de nu te omor. Că de nu te omor, Marco! Nimănui, domnule. Bun. Te pot scoate pe cauțiune până la audiere, dar nu o să o fac până nu am promisiunea ta. Ești un om onorabil, o să te cred pe cuvânt. Ce zici? În țara mea ar fi fost găsit mort pe marginea pădurii. Bun, Rudy, să mergem. Mergem. Nu, vă rog, domnule avocat. Marco, te rog, spune că nu o să-i faci nimic lui Edi. Marco, te rog, spune că nu o să-i faci nimic. Vreau să fii la nunta mea, Marco. Cum să mă însor dacă tu ești aici? Marco, nu înțelegi? Nu te poate scoate pe cauțiune dacă faci cuiva rău. Dă-l dracului pe Edi. Nimeni nu o să mai vorbească cu el nici dacă trăiește până la 100 de ani. Marco, ai nevastă și copii. Ai putea să muncești în loc să zaci aici până la audiere. N-am nicio șansă? Nu, Marco, n-ai nicio șansă. Dar el? El are o șansă, nu? Când ea o să se mărite cu el, are șansa să devină cetățean american. E posibil, dacă soția e născută aici. Măcar am făcut ceva. Marco, te rog, spune-mi, ce Marco! Să-i spun? Și cu astfel de promisiune e dezonorabilă. Marco, să promiți că nu o să omori nu-i dezonorabil. Nu? Nu. Și atunci ce-i de făcut cu un așa om? Nimic. Dacă se supune legii, trăiește. Asta e tot. Lege? Dar nu toată legea e scrisă într-o carte. Ba da. Într-o carte, altă lege nu. Mi-a degradat fratele, sângele meu, mi-a luat mâncarea de la gura copiilor mei. Dar am muncit ca să ajung aici, domnule! Știu, Marco, știu. Nu-i nicio lege pentru asta? Nu, nu există altă lege. Nu înțeleg țara asta! Marco, ai 5 sau 6 săptămâni în care putem munci sau să stai aici? Ce zici? Bine! Bun. Marco, nu te atingi de el, bine? Dar poate vrea să-mi ceară scuze. Nu ești Dumnezeu, Marco. Nu, numai Dumnezeu face dreptate. Bine. Să mergem. Marco, nu te atingi de el, bine? Bine. Să mergem. O să iau pe Beatrice și ne vedem la biserică. Thank you.
ușa asta și te duci la nuntă, să știi că nu te mai întorci înapoi, Beate, e clar? De ce? De ce? Ce vrei? Ce vrei? Vreau respect de la nevasta mea! E trecut de trei. Ar trebui să fim la biserică, Beate. Preotul n-așteaptă. Andy, te rog, mă duc pentru sora mea. Lasă-mă, pentru sora mea. O fac de dragul surorii mele. Mă înțelegi? Beatrice, ne-am certat toată ziua și ți-am spus ce am avut de spus. Dacă nu vine să-și ceară scuze de la mine, nu se duce nimeni azi la biserica asta, e clar? Tu, dacă e... Tu, cu cine ești? Cu ești? Gata, atâta. Cine te crezi? Cine te crezi? Că-ți taci! N-ai dreptul să spui nimănui nimic! Că-ți taci! Tot restul vieții tale n-ai dreptul! Taci, că-ți taci! Ce-ți teamă de el, Beatriz? Vei merge cu mine! Nu e un șobolan. E un șobolan. Locul lui e în canal. Mușcă oamenii când dorm. O trăvește oamenii decenți. La gunoi cu el, acolo locul lui. Atunci noi toți trei trebuie să fim la gunoi. Și tu, și el, și eu. Pentru cele întâmplate purtăm toți vină. Și să nu mai spui asta cât. Acum du-te. Du-te la nunta ta, eu rămân. Edi! Cine ți-a spus că poți să fii aici? Ești afară! Edi, vine Marco, mă înțelegi? Se roagă în biserică! Vine Marco, Edi! Cred că n-a trebuit să fie aici, vino cu mine! Edi, pleacă! Cât? Pleacă de aici! Edi, hai să plecăm, noi doi! Unde hai, să plec? În altă parte! Unde să plec? Asta-i casa mea! Ce-ți folosește? La ce-ți folosește? Tu știi cum sunt ei, știi cum o iau razna. Tu nu ai nimic cu Marco. Eu n-am nimic cu Marco. Eu n-am nimic cu Marco. Edi. Nu el. Nu el mi-a luat numele ăsta, e un colan. Marco. Marco mi-a atins numele și ar trebui să te duci să-i spui, să vină, să mi-l dea înapoi, că de nu rezolvăm altfel. Ascultă, da, eu sunt de vină pentru că nu mi-am cerut scuze. Da, Edi, da, vreau să-mi cer scuze, iartă-mă. Vezi, și-a cerut iertare. Da, da, eu am adus toate bilele pe capul nostru, dar îmi pică și vina ta, Edi. Da, poate că n-ai vrut să-mi faci, poate că Domnul știe de ce mi-ai făcut-o. Hai, te rog să-i spunem lui Marco că nu mai avem nimic de împărțit acum împreună. Dă-i o șansă, te rog, Edi, dă-i o șansă! Edi, ce mai vrei, Edi, ce mai vrei, ce mai vrei? Nu vreau numele! Dacă vine Marco aici... Numele! Și-și cere care îngemân, ce-o să-ți dea ție asta? Nu mă mai bate la cap! Mai sângele bun! Edi Carbone! Marco! Marco, da, Edi Carbone! Edi Carbone! Marco, te rog, Marco! Ai venit să-ți cer scuze, Marco! De ce ai vorbit despre mine tot? Cartierul, m-ai făcut șobolan! Eu ți-am omorât copii! Eu, care te-am ținut jumătate de an în casa mea ca pe un frate! Eu, care ți-am pus un acoperiș deasupra capului, ți-am dat mâncare în cură ca în Biblie și știe că n-are dreptate, știe că n-are dreptate și vine cu acuzații. Marco, Marco, ți-am dat casa mea, ți-am dat așternutul meu, ți-am dat pătrile mele. Marco, Marco, vreau numele! Marco, Marco, te rog, Marco, te rog, oprește-te, Marco!
Pentru Dumnezeu, nu vă uitați numele. Numele acela cu care Dumnezeu își însemnează neamurile pentru a le putea recunoaște în ziua mare și judecăți. Numele tău stă scris pe cerul patriei, pe stâlpul porții la care te așteaptă mama, tata, copiii. Numele tău strălucește în melodie cuvintelor cu care te dezmerda mama. Cine îți mai spune astăzi pe nume? Nimeni. Astăzi, numele tău s-a pierdut în imensitatea acestei lumi, lume bolnavă și nebună. Te-ai pierdut într-o țară străină. Dumnezeu te caută acasă. Cineva trece pe lângă poarta ta cu numărul șters și spune: aici a stat cineva. Acum nu stă nimeni. Acum nu stă nimeni. Sigur că acest proiect a luat nașterea cu doar la nivel de idee o jumătate de an în urmă și acum suntem la a doua reprezentare. Ne bucurăm că preajma frumoasă o sărbători suntem aici la dumneavoastră, unde de fiecare dată suntem trăiți cu căldură, cu inima deschisă și cu sufletul curat, ceea ce ne bucură și vă dorim să rămâneți mereu așa. O problemă care ne doare pe toți și, de fapt, practic fiecare cetățean al Republicii Moldova are undeva în inima sa, în sufletul său, cât de cât o mică, zicem, rană. De aceea și văd aici, pare mi se că a venit și domnul primar. Nu? Da. Domnul viceprimar, vă rugăm frumos și dumneavoastră, ca și domnul vicepreședinte,
iar araiul ca fulgurul de frumos, aici în aplauzul dumneavoastră. De aceea e mesajul, își poartă mai fin și mai profund ideea că putem fi fericiți și la noi acasă, nu e neapărat ca să fim fericiți, putem merge în lumea mare. Și în lume putem să mergem doar pentru a ne îmbogăți cu experiențe, de a lua bune practici și de a le putea implementa la noi în țara noastră. Noi vă mulțumim și ceea ce am avut de spus, am spus prin acest spectacol. Să fiți sănătoși! Bună seara! Vreau să salut astăzi acești oameni frumoși care au adus la noi în orașul Cineșlia și în raionul Cineșlia un eveniment care este foarte rar. De fapt, spun eu astăzi la noi în Republica Moldova, când trupe de actori vin nemijlocit în orașele noastre. Cândva era mai des, acum este mai rar. De aceea, cu mare drag, vă felicit și vă mulțumesc pentru acest eveniment important. Vreau să menționez că ați abordat astăzi o temă extraordinară, tema migrației. Acest lucru mi se pare că ne doare pe noi pe toți, și îmi doresc foarte mult ca acest proces să nu devină un ireversibil, dar la un moment dat să fie reversibil, să se întoarcă înapoi acasă părinții, mamele, tații, copiii, bunei și să fim împreună cu toții, să savurăm din plăcerea unirii. Vreau să mulțumesc celor care astăzi sunt spectatorii acestui frumos spectacol. Deși poate ne-am fi dorit mai mult să fim, dar cu siguranță cei care sunt astăzi în sală sunt cei care sunt iubitori cu adevărat de frumos. Vă mulțumesc și spectatorilor, și dumneavoastră actorilor și știu că pentru actori cel mai important este când publicul vă admiră, vă iubește, vă dorește aplauze, ce cu siguranță o să fie. Pentru actori sunt florile foarte importante. Eu m-am gândit astăzi ca să nu vă obișnuiesc pe nimeni și nu puteam să vin cu atâtea buchete de flori, să vă aduc în dar niște flori dulci pe care o să le gustați fiecare de dumneavoastră la sfârșit de spectacol. Vă mulțumim cu drag și vă dorim să fiți sănătoși în prag de an nou, să fiți sănătoși cu toții și ne dorim să mai veniți la noi în Cineșlia. Sănătate! Stimați actori, regizori, dragi spectatori, vreau să vă spun că am trecut prin niște sentimente, prin niște emoții extraordinare, pentru că noi toți, generația noastră, toți am trecut prin asta. Ne cunoaștem chestiile astea, ne cunoaștem bine, ne cunoaștem bine în chemul lor. Vreau să vă spun, mulțumim mult de ceea ce faceți, faceți o lucru extraordinar, dar de talent nu se discută, sunteți extraordinar. Deci eu vreau să vă invit pe colega mea, doamna Iulia Lăvăreanu. Stimați colegi, în calitate de netorgare, haideți că eu spun 3-4 cuvinte, dumneavoastră la fiecare actor cât în trandafir am pregătit. Ei sunt mai frumoși decât toți trandafirii lui. Da, regizorul i-a pregătit ceva mai original, așa. La domnule Mândru, vă mulțumesc atâta oară că veniți la Cineșlia. Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism Cineșlia vă aduce mulțumiri pentru că suntem întâi sărbătorilor iernii. Ieri am avut și festival, azi avem spectacol și ne place când cultura revine în scenă. Știu cât de dor a fost. Îmi pare rău, dar și bine că suntem puțini. Îmi pare rău că este frică. Această casă parcă a și uitat să primească spectacole, dar eu sper că noi vom crește. Important să fim cu toții sănătoși. Din numele președintelui Raionului Cineșlia, dați-mi voie, domnule Mândru,
să vă decernez o diplomă în semn de respect și înaltă apreciere a efortului considerabil depus pentru promovarea valorilor culturii naționale în Raionul Cineșia. Și dacă domnul nu vreau la floare, atunci îi las Mireise acest frumos coșuleț de sărbători. Să-l puneți acolo la cadru, să vă simțiți bine. Consilier, vreau să vă mulțumesc, stimați actori. Eu am fost migrant, 10 ani m-am întors și să știți că am lăcrămat la acest spectacol. Este foarte, foarte sentimental, care ajunge sufletul. Sper să nu demigrăm toți și mă închin în fața talentului dumneavoastră. Am pregătit așa niște lucruri frumos, frumos pentru doamne, dar să știți că și dumneavoastră sunteți extraordinar talentați. Mai stăpânitoarea orașului Cimșlia, oaspeția orașului Cimșlia, stimați vicepreședinte și vicepreședinte a Raionului, stimați actorii teatrului Bogdan Petrăceicu, Hanșliu, Lincahu, stimați domnul director, în calitate de gazdă, primăria orașului Cimșlia, chiar dacă domnul primar nu este numele domnului primar, țin să vă mulțumesc că sunteți astăzi aici, țin să vă mulțumesc că ați adus în scenă o temă mult dorută pentru toți, pentru cei care sunt plecați, exact atât de dorut este și pentru cei care sunt rămași, dar au rude peste hotare. Cred că sala, chiar dacă nu este plină, își spune cuvântul, o parte din noi, din locuitorii orașului Cimșlia, din locuitorii Raionului Cimșlia, sunt plecați peste hotare și cred că tema pe care ați adus-o în scenă este foarte importantă, iar noi, ca autorități publice, trebuie să facem tot posibil să micșorăm numărul celor care doresc să plece și să mărim numărul celor care doresc să întoarcă. Din numele primăriei orașului Cimșlia și din numele domnului primar, vă mulțumesc pe tot efortul pe care l-ați depus, pe toată dăruirea pe care ați jucat aici în scenă și atât timp cât pe scena Casei de Cultură, Caselor de Cultură, se joacă teatru, atât timp scena Caselor de Cultură există colectivi artistice, să știți că numărul celor care va pleca va fi mai puțin. Din numele orașului Cimșlia, din numărul primăriei, vreau să ofer acest efort întregii echipe a Teatrului Municipal Bogdan Petrăceicu Hajdiu și domnului director Marcu. Vă mulțumesc mult și sper că știți foarte des la noi Cimșlia. La mult și la noi mare. Doar publice din Cimișlian. Stimați participanți, vă rog să rămâneți în sală pentru că continuă sesiunea de continuăm cu discuții care nu durează mult. Vrem să abordăm problema migrației în baza acestui spectacol. De asemenea, salutăm proiectarea la discuții a cetățenilor moldoveni care sunt în diferite țări și sunt originari și din Cahul, și poate din Cimișlie și în alte localități, raioane și localități ale Republicii Moldova. Pentru ca discuția să fie bine organizată, îl invit în scenă pe domnul Valeriu Săinsus, doctor conferențar universitar la ASEM, expert în demografie și migrație. Valeriu, vă mulțumesc, bună seara! De fapt, noi pe timpul rece am venit la Oameni Calzi și asta am înțeles că de ori de ori am venit la Cimișlia, unde sunt oameni deosebiți, care e corect și Cimișlia, ca și toate localitățile din Republica Moldova, nu este o localitate care este afectată de fenomenul migrației. De fapt, noi toți suntem aici ca să găsim un răspuns la întrebarea. Migrație, ce facem cu ea? Moldovenii noștri, de fapt, sunt în căutarea fericirii, rotind pământul. Și, de fapt, în contextul în care
se teamă în perioada de independență, avem ceea ce avem și astăzi în sală, unde suntem din ce în ce mai puțini. Trebuie să spun că ori de câte ori ne confruntăm cu fenomenul dat și discutăm cu migranții, eu confirm că migranții nu sunt o lume paralelă, așa cum interpretează politicienii. De fapt, migranții sunt oamenii și cetățenii noștri care le pasă, dar trebuie să spun că de câte ori oamenii pleacă din țară, nu este altceva decât o palmă aplicată țării în contextul în care tinerii nu-și găsesc rostul vieții aici, acasă. Și mă bucur faptul că teatrul din Cahul, foarte profund și reușit, m-am convins și astăzi, urmărind spectacolul în întregime, abordează tema dată și migrația definit și o temă pentru artă. Vreau să induc în discuția mea mai multe elemente ale migrației în contextul în care există libertatea de a te mișca în spațiu. Și iar noi, în acest context moldoveni, am încercat să trecem peste tot ceea ce numim migrație, în contextul în care nu ne găsim un rost în țară, nu ne găsim acioați la noi acasă, familia împreună. De fapt, trebuie să spun că pierderile de populație sunt enorm de mari. Noi avem, conform ultimului recensământ 2014, peste 350.000 de persoane care, de fapt, nu mai sunt ai noștri, chiar dacă noi contabilizăm. Noi anual pierdem în rezultatul migrației numai cele oficiale. Populația 2-3 sate, iar ultimele date, dacă încercăm să împărțim remitențele la salariul mediu unui migrant care valorează între 1.500 și 2.000 de euro, vă dați seama că cifra deja depășește 1 milion. De fapt, noi contabilizăm aici, dar ei mai mult de 12 luni nu se află în țară. Pe fonul unei emigrații, avem și o imigrație, în contextul în care, desigur că o bună parte din orașul nostru sunt populate de cetățeni din alte state. Și asta o confirm eu venind de la Chișinău. Tot în contextul migrației trebuie să afirm că adeseori ne punem toți întrebarea, migrația este bine sau migrația este rău? Cine a adus migrația în contextul în care o avem al treilea deceniu? Și trebuie aici să afirm că, de fapt, migrația n-a făcut altceva decât să ne salveze situația în contextul anilor 90. Dar din perspectiva de lungă durată sunt persoane care de fapt nu mai sunt ai noștri. Trebuie să spun că migranții trimit bani acasă doar numai în primii 5-7 ani, după care, desigur, că o bună parte din ei rămân axați pe problemele pe care le au ei în statele în care se stabilesc. Și trebuie să mai spun că Republica Moldova s-a creat de fapt și o modă, în ghilimele, contextul în care toți cei care emigrează sunt oameni de succes, toți cei care rămân în țară sunt oameni care sunt tratați sau chiar n-au putut să se afirme. Și trebuie să recunoaștem că avem și acest aspect. Niciodată nu o să găsiți într-o țară unde în migrație s-au antrenat și femeile. De fapt, fiind la Cairo, colegii mei din Tajikistan mă întrebau, voi în genere sunteți bărbați dacă femeile voastre migrează? Și am spus că da, suntem bărbați și mă consider bărbat, dar asta este realitatea în care ne-am pomenit după o perioadă îndelungată de vreo 70 de ani. Așa, după cum am spus eu, trebuie să spun că migrația ne-a afectat foarte mult familii. Și aici am să aduc și un proverb moldovinesc cu ochii care nu se vede să uite. Nu o să găsiți nicio țară în lume unde divorțialitatea este mai mare în sate decât în oraș. Iar aceasta este doar în contextul realităților noastre. Și un moment important al migrației, că de fapt migranții sunt cei care îngrijesc de bătrâni, dar de fapt provin din țara unde părinții lor rămân fără nicio grijă sau fără nicio grijă nici din partea familiilor și nici din partea statului. Mai bine zis, suntem o țară cu părinți orfani. Desigur, probleme sunt enorme și în contextul dat trebuie să menționez că noi împreună cu toți cetățenii încercăm să inducem
și faptul că suntem într-o lume a globalizării, unde atâta timp cât o să existe diferențe de dezvoltare economică, atâta timp va exista migrație. Iar noi, de pe urma migrației, urmează doar numai să inducem care sunt realizările sau aspectele pozitive ale migrației în contextul realităților noastre. Vă mulțumesc, nu știu dacă am fost prea lung în incursiunea mea. Desigur că aș vrea să vă dau și cuvântul, să încercăm împreună să găsim răspuns la toate problemele și năzuințele care le avem. Trebuie să o spun și eu, ca am ficior care este peste hotare, trebuie să o spun și eu că am și soră peste hotare și de pe aceste poziții o să încercăm să inducem principalele aspecte ale problemei noastre, dar nu înainte de a le da cuvântul celor care ne ascultă. Sunt conectați colegi și prieteni de nu știu din diaspora și aș vrea să efectuez cuvântul domnului Vlad Cășuneanu. Bună ziua! Domnul Vlad, ne auziți? Da, bună ziua! Pentru mine, întotdeauna, profunzimea migrației a rămas destul de actuală, pentru că, de fapt, țin de acest domeniu. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este, spuneți-ne dacă aveți intenția să reveniți în țară pentru totdeauna și când. Este și o temă care a sunat în spectacol de azi. Da, este o problemă foarte serioasă și de care eu am fost în întrebarea cu astăzi. Sau, întotdeauna, motive să analizez partea am întoarce sau nu am întoarce, de când te urte viața anului. În ziua de azi, la un moment de fapt, sunt disponibil, nu mă întorc de mai mult timp acasă, pentru că este un timp care aș putea să folosesc atât cât sunt când fină și în putere, pentru că să mă realizez aici, în Germania, unui altul, însă sunt și alte perspective de plecare la putere, unde generația părinților mai am riscat să le întoarcă în țară, sigur că generația copiilor nu, pentru că marea majoritatea lor sunt deja asimilați, ceea ce înseamnă că nu-și văd prioritatea de a se întoarce aici la țara părinților. Vă mulțumesc! Dumnezeu Iisus, sunt conectat și alți concetățeni, spre exemplu, doamna Nadejda Șerbescu, care este și președintă Asociației Moldovenilor Ploaia din Greifeld, Asociație Partenere a Teatrului Cacou în acest proiect. Doamna Nadejda, vă salutăm. Bună seara. Mă auziți? Bună seara.
De fapt, noi am mai avut o sesiune și sunt foarte bucuros să vă reaud din nou și aș vrea să veniți cu un mesaj vis-a-vis de tematica migrației. Întrebarea noastră a fost să veniți cu un mesaj vis-a-vis de emoțiile pe care le-ați trăit vis-a-vis de spectacolul nostru și care ar fi soluția în contextul în care ne dorim ca o bună parte din migrație noștri să revină acasă. Unul acolo, mă direa. Foarte greu să înțeleg ce aici dumneavoastră vorbiți. Greu să înțeleg. Referitor la acest spectacol, un spectacol foarte clar, un spectacol a fost redat... Nu am întrebat de un spectacol, deja am întrebat ce ești, ce ești, eu vă mulțumesc foarte mult de cei care privește Zoom să închideți microfoane pentru că se interacționează în timpul vorbirii. Bună seara, încă o dată. Mă numesc Nadia Cătăpescu și sunt președinta asociației Clari din Germania, oraș Trefe. Suntem parteneri ai acestui proiect împreună cu asociația ECO și cealaltă asociație. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru acest spectacol frumos unde s-a redat, s-a arătat anume viața din timpul de Moldovie, viața a slovenilor anume, viața diasporii. Am avut emoții foarte mari privind pentru prima dată acest spectacol în Pacul. Atunci emoțiile au fost mai mari. Acum am revăzut încă o dată, încerc să pătrund mai adânc în situația și în momentul și să mă pun și în rolul acestor actori. Au fost foarte dragi. Da, într-adevăr, viața de dincolo de Moldova este foarte de simplă. Suntem impuși la diferite situații să ne descurcăm, dar moldovenii sunt oameni foarte descurcăreți și fac față cerințelor din afara țării, chiar și atunci când suntem prima dată veniți, nu știm niciun cuvânt, mă refer acum la limba germană. Am încercat cu greu, dar am încercat să ne descurcăm. Doamna Nadejda, dacă mă auziți, întrebarea noastră către dumneavoastră este ce ar trebui să se întâmple Republica Moldova ca să reveniți acasă? Ce ar trebui să se schimbe în Moldova ca să revenim acasă? Exact. E o întrebare foarte, foarte frumoasă și înțeleaptă, da? Deci sunt foarte multe cerințe, să zic așa, din partea diasporii către statul moldovenesc ca să creeze confort, să zic așa, în primul rând fiecare cetățean să aibă un loc de muncă unde în fiecare zi să se ducă cu plăcere și să vină cu plăcere acasă și e clar că să fie și remunerat. Acest lucru noi îl avem aici peste hotare, așa... Adică nu scris de orice. Da, vă zic, eu nu prea vă înțeleg atunci când vorbiți și mă străduiesc să vorbesc rar ca să mă înțelegeți. Deci, aș vrea să am un serviciu bun, așa cum sunt, să zic, profesia mea este o profesie
zic așa, deci, sau... Deci la piele. Nu știu. Vă rugăm să închideți microfoanele, doar doamna Nadejda să o auzi. Doamna Nadejda? De fapt, eu am menționat că în contextul în care avem o emigrație atât de aprofundată, în special a populației tineri, trebuie să spun că migrația va exista atâta timp cât va exista diferențe în salarizare. Și trebuie să menționez și eu că atâta timp cât pentru o muncă necalificată, în afara țării se plătește de 10 ori mai mult decât o muncă calificată în Republica Moldova, atâta timp va exista și emigrația moldovenilor. Domnul Săinsus, sunt conectat și voi concedere de la Vadului Isac, Ionu Căhul. Este vorba despre domnul Gheorghe Păștar și domnul Ilie Dermenji. Vă frumos să le oferiți cuvântul. Atunci le oferim cuvântul în măsura în care au fost numiți. Așa și n-am reținut. Domn Păștaru. Domn Păștaru, ne auziți? Alo. Da, da. Domnul Păștaru. Domnul Păștaru, ne auziți? Nu vă înțelegem deloc. Nu se înțelege. Ne cerem scuze pentru probleme tehnice cu sunetul. Acum ne auziți? Eu vă aud, da. Domnul Păștaru, dacă puteți să vă conectați. Să eu, Păștaru, aveți cuvântul. Să porniți microfonul. Iar acum? Mă auziți? Da, vă auzim, domn Cășmenu. Domn Păștaru, ne auziți? Da, eu vă auzit, nu știu de ce dumneavoastră nu vă auzit. Vă auzim bine? Eu vă auzit foarte bine. Domnul Ilie, ne auziți? Vă rugăm să vă conectați dumneavoastră. Eu ne pun foarte mare în sensul că înțelege practic jumătate din fraze. Da, uite, acum am auzit unul. Da, Vlad acum a vorbit la mine corect, clar. Da, da, s-aude între noi, vorbim, s-aude cu clar, dar din sală s-aude foarte... Acolo e foarte mare reverberație. E un ecou prea mare. Domnul Ilie, dacă puteți să vorbiți, vă rog. Uite, Vitalie, acum te aud puțin așa, un pic, normal. Vă rugăm să vă expuneți, privind migrația. Păi, dar și puteam să ne zicem, în primul rând, bună ziua, la toată lumea. Ziua. Nu s-aude, nu se vede, nu se... Alo. Ne auziți? Puteți vorbi. Pe noi ne interesează unde sunteți, de ce perioadă sunteți acolo și când intenționați să reveniți acasă. Absolut deloc. Noi între noi pe video ne înțelegem, dar dumneavoastră nu s-a venit mai să vorbim. Microfonul le prea aproape de boxe, vă rog frumos. Uite, acum și am auzit foarte foarte clar să vorbim. Cei din diaspora care suntem legați prin Zoom, noi ne auzim și ne înțelegem foarte bine. Dar în sală, acustica este... Da, ne cerem scuze. Acum auziți bine? Mă auziți pe mine? Vitalie, un pic mai bine să o auziți acum. Da, ne cerem scuze de probleme tehnice. Domnul Ilie. Da. Vă rog să vă expuneți privind migrația. Domnul Săinsus v-a întrebat care sunt... Când intenționați să reveniți acasă? Când intenționați să reveniți acasă? Am înțeles să spun despre emigrație și dacă intenționăm să vin acasă. Da, exact. Uite, încoace inima ne-a rămas acasă. Alo. Da, vă auzim, vorbiți. Foarte culegi
bani din copac. Acomodare. Noi avem și copiii, avem și nepoți, pentru tine e foarte ușor, foarte simplu. Mai ușor să dă limba, mai ușor să acceptați și pentru mondul. Noi care mai avem în vârstă, mai înaintate, cam mai greu. Mai avem și boli, mai avem și probleme alte și... Păi, mai pare că emigrația e rai pe pământ să greșește avară. Întrebarea noastră ar fi... Referitor la intenționare de întors acasă, clar că toți suntem lucrând acasă. Avem casă lăsată, care au și părinți lăsați, vrem neamuri, vrem tot suflet să venim, dar până când nu se văd condiții de a ne întoarce. Spuneți-mi dacă în străinătate ați fost stigmatizați sau ați fost numiți venetici, să zic așa. N-am înțeles nimic cu ultima întrebare. Întrebarea noastră era dacă sunteți stigmatizați, peste hotare fiind. Luați microfonul, domnul Ponomareu. La dumneavoastră e foarte mare reverb și foarte greu sunetul. E foarte mare reverul, nu se înțelege absolut nimic. Aici te intrebi? Dacă ăsta nu ne vedem, putem răspunde mult mai ușor. Silvia, uite, te auzi foarte bine. De asta rog administratorului realizat la Zoom. Scrieți întrebările în chat, este discuționată, discuții jos, o iconiță. Scrieți întrebările în chat. Piesa respectivă și noi ne citim. Sper să vedem că sunt, evităm nepăcere. Acum un pic mai bine, da. Am deschis microfonul ăla. Deci, de mare atât, dacă vă simțiți acolo stigmatizată, adică, terminat de ce din Belgia, și asta a fost întrebarea domnului Săi în sus. V-a fost ușor să vă adaptați? Vă este mai ușor acum să locuiți, să lucrați în Belgia? Mulțumim frumos, domnul Ilie. Domnul Poștaru, mai sunteți conectat la discuții? Domnul Poștaru este profesor originar din Vadul lui Isaac și acum este stabilit la Bruxelles, dacă nu greșesc. Bună ziua! Bună ziua! Nu știu, chiar 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 nu
că cineva spunea că patria e acolo unde e bine. O fi așa, dacă n-am avea niște morminte, unde ne sunt îngropați, dacă nu părinți, ulei, străbunei, și avem niște un pământ din care am crescut. Eu, într-un timp, m-am gândit cu cineva, cu fost elevul de-a mea, aproape de vârsta mea de acum, pentru că ea a fost între primele mele eleve, și discutam și ea a spus, vă văd, domnule profesor, tot mai de interesant. Mă gândesc pentru că, în primul rând, cea mai bună parte a timpului eu am venit cu petrecă în vată, în sat. Dar am spus că omul, dacă și-a trăit o bună jumătate de viață, poate mai bine, și-a trăit un anumit loc, el s-a hrănit, a crescut, s-a transformat ca persoană fizică, ca trup, din pământul acela care s-a născut. Și oricum, iată că se întoarce înapoi, îl cheamă înapoi. Deci asta e o lege, cred că, domnule Gheorghe, avem o singură întrebare pentru dumneavoastră. Cât de des reveniți în fiecare an acasă? Vă ascultăm. De la 35 de ani în jos, pentru că ei ăștia, mai ales cei care deja au făcut școală undeva aici în Europa, nu sunt mai întorc ca acasă, cel puțin din faptul că eu, din 10 persoane, să zicem, pe care le-a schimbat și eu, cel puțin 7 sau 8, și-au cumpărat casă sau au din gânsă și pe care casă, casă aici și nu sunt mai întorc. Îmi pare rău ei nu o să mai fi cei care zice, vă fi revăcurat în țara noastră. Dar o să mai vorbească de balanță care n-a putut mai spune. Iată deja mai niște mai. Deci nu-i mai interesat de ce mai devăzată cu noastră. Domnule Gheorghe, vă mulțumim. Cerem scuze că vă rețin. Silvia, și am vrea să-i oferim cuvântul. Doamna Silvia, aveți cuvântul. Da. Și noi vă rugăm să nu plecați. Silvia, aveți cuvântul. Bună ziua! Cum se ne pare?
vă mulțumesc foarte mult și vă înțelegem sentimentele care le aveți. Întrebarea mea este, ce ați lăsat cel mai drag în Republica Moldova? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult și vă urăm cele mai sincere urări de bine din țară. Crăciun fericit! Să le mulțumim frumos, viitor și nouă de tine. Te așteptăm la Cahul. Domnule Valeriu, mai sunt doritori de a participa la discuții din cei care au rămas în sală. Exact. Vă rog. Bună seara! Bună seara! Numele este Mihai Troi, sunt locuitor a orașului. Știți că tematica de azi și teatru ceva m-au răscolit în suflet foarte mult și vreau să spun că cred că fiecare din aproximativ din toate familiile au cineva plecat, prieteni, frați, copii. Este foarte dureros, nu-i doar foarte puternic și interesată pe partea de noi. Și totodată cu plecarea lor, mai este și o altă problemă la consecințele plecării cetățenilor noștri care sunt apți, tineri, și de a întoarce dealurile la noi în țara noastră ca să trăim, să avem unii să întoarcă ei. Este foarte dureros. Mulțumesc foarte mult, domnule Motoș, și sperăm că, de fapt, în contextul în care avem dezvoltare, să revină și oameni acasă. Vă rog să vă prezentați. Noi vă mulțumim și vă întrebăm și noi pe dumneavoastră dacă vă bate gândul plecării. Cei online aud, vă mulțumim frumos pentru implicare și vă zicem o zi reușită. Crăciun fericit! Stimați prieteni, ne auziți bine? Vlad, domnul Ilie, ne auziți bine? Silvia? Da,
Vă mulțumim încă o dată pentru participare. Ne dor și nouă de voi. Vă așteptăm la Cahul, pentru că mare parte sunteți din localități din Raunul Cahul. Și nu uitați să veniți la teatru, la spectacole, pe viu. Mulțumim frumos! Și noi intenționăm, apropo, să venim și în unele țări, poate vă numeri și la voi, cu spectacolul ăsta. Poate în baza unor finanțări, inclusiv din partea ambasadei SUA, dar și din partea altor donatori. Mulțumim frumos, să veniți sărbători fericite în continuare și succese mari! La mulți ani!